am să asist alături de doamna ministru Mănescu la un moment simbolic, cel în care, practic, prima legătura între primele două stații este făcută. Mă bucur foarte tare că lucrările merg chiar mai repede decât erau prevăzute. Banii sunt toți asigurați și e meritul Ministerului Transporturilor, al Autorității de Management pentru Programul European de Transport, că avem acum asigurat toate finanțările, în plus față de ceea ce am dat de la buget. Sunt foarte convins că acum lucrurile merg în direcția bună și pentru locuitorii de aici, din drumul Taberei, ca și pentru cei din Străulești, încep să se vadă semnele că se lucrează și că în curând vor avea nu doar șoseaua reparată, dar și metroul pe care să-l folosească. Îmi pare rău că s-au pierdut 2 ani, din 2010 până în 2012, nimeni nu s-a gândit cum să facă aceste lucruri să funcționeze. Bine că am reușit să găsim soluția necesară și rest împreună cu doamna ministru am fost în urmă cu ceva timp și am fost prezent la inaugurarea unui tunel istoric la Istanbul. Sigur, am fost amândoi invidioși, de ce nu se poate și în România? Uite, astăzi am văzut că se poate și sunt convins că vom fi amândoi aici să inaugurăm primul tren care va trece aici. Da? Mulțumesc! Dacă mai vrei tu să zici ceva, dacă nu, hai să fugim la treburi. Da, eu vreau să-i felicit pe constructori, pe domnul director al Metrorex-ului. Cred că toată lumea a pus umărul aici, alături de guvern, sigur că noi ne-am asigurat de finanțare. Acum nu mai rămâne decât să continue lucrul, să mențină ritmul. Noi ne bucurăm că au reușit să ajungă la prima stație un pic mai devreme. Sperăm să țină ritmul acesta, dacă nu intervin alte probleme. Banii, așa cum ați spus, sunt. Vom urmări lucrările în așa fel încât și locuitorii din acest sector și din acest cartier în principal să se poată bucura și de traficul la suprafață și de metro. Este într-adevăr un calvar traficul în drumul Taberei. Vreau să fac o precizare foarte clară, ca să nu fie dubii. Metrou va trece la primărie, la Consiliul General, așa cum este în toate țările europene, peste tot metrou Parisului, al Berlinului, aparține municipalității, însă Guvernul și Ministerul Transporturilor va finanța în totalitate toate investițiile începute, și anume linia magistrală 4 de finalizat, 5 și 6-le, linia care va urma să ducă până la aeroport. Deci tot ce ține de marile investiții începute vor fi finanțate în continuare de către guvern. Managementul trece la primărie, funcționarea obișnuită și după aceea eventual noi investiții va face municipalitatea, dacă vor fi. Dar pentru acestea noi asigurăm finanțarea până la final. Noi în sensul de guvern. Mersi. Sănătate, numai bine, sănătate!